Bine v-am găsit! Suntem la o nouă ediție a Întrevederilor, sunt Crina Poenariu, iar astăzi îl am alături de mine pe domnul pastor Emilian Niculescu. În ediția de astăzi continuăm să vorbim despre Cartea Psalmilor. Bine ați revenit, domnule pastor! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație! În ocazia anterioară ne-ați deschis apetitul pentru Cartea Psalmilor. De ce spun lucrul acesta? Pentru că este posibil ca să existe o percepție că această carte a psalmilor este adresată unei categorii de persoane, o categorie ce iubește să pună versurile, să pună conținutul Bibliei în versuri, să-l cânte, să rostească diverse cântece în anumite ritualuri religioase și să uite că această carte are niște semnificații profunde. În ediția de astăzi, așa cum anunțam, pentru cei care ne vizionează poate pentru prima dată astăzi sau ne audiază, vă rugăm să vă întoarceți și la emisiunea de data trecută pentru că am făcut o analiză de ansamblu. Așa că, domnule pastor, pentru cei care poate nu ne-au auzit, nu ne-au vizionat în ocazia trecută sau poate chiar nu au parcurs cartea aceasta a psalmilor din Sfânta Scriptură, ajutați-ne să înțelegem care este frumusețea psalmilor în contextul Bibliei, după care vom merge la o analiză aplicată a unui psalm. Psalmii ocupă un loc aparte în Sfânta Scriptură și anume se găsesc la mijlocul Bibliei și cred că nici așezarea nu este neapărat întâmplătoare. De aceea, pentru ca să ajungem la psalm și astăzi vom vorbi concret despre un anume psalm, vom face mai întâi o călătorie, o călătorie împreună cu cititorul Bibliei, cu cel care deschide Biblia de la prima pagină, de la Cartea Genezei. Și vom porni într-o călătorie imaginară pe culoarul milenar al relatărilor inspirate ale Sfintelor Scripturi. Mai întâi, Geneza ne ajută să intrăm în atelierul de creație al lui Dumnezeu. Mai întâi întuneric, dar la cuvântul lui Dumnezeu se face lumină, acel fiat lux să fie lumină, s-a aprins lumina. Și rând pe rând apar toate minunile, cerul, pământul, viața, viața în mișcare, animalele și în final capodopera creațiunii și anume omul. Dar fericirea omului durează foarte puțin, deși este atât de onorat de Dumnezeu. Este așezat stăpân peste toate lucrurile, deși Dumnezeu i-a onorat creând condițiile perfecte pentru prima familie. Cadoul de nuntă a fost o grădină, paradisul și căminul lor. Dar l-au pierdut curând deoarece au ales greșit, au acceptat planul propus de către dușmanul omului, dușmanul lui Dumnezeu și anume Satana. Și de aceea părăsim împreună cu ei întristați Edenul, dar nu fără speranțe, pentru că chiar la poarta Edenului Dumnezeu a construit acolo un altar și în miniatură li s-a explicat planul de mântuire și intenția lui Dumnezeu de a le reda posibilitatea de a reobține împărăția lui Dumnezeu. Apoi continuăm călătoria pe șirul al patriarhilor antediluvieni până ajungem la noi, acel propovăduitor al neprihănirii, cel care timp de 120 de ani a transmis un mesaj special, pe de o parte un avertisment ce va urma în cazul răutății, dacă se păstrează răutatea omului și posibilitatea salvării prin corabia respectivă. Corabia lui Noe ne transportă de pe pământul cel vechi pe pământul cel nou. Sigur, diferit, cu minusuri mult mai multe decât ceea ce a existat înainte. Și de aici, din urmașii lui Noe, pornește o altă generație de patriarhi, oameni de seamă, parcă îi vedem cu toiegere în mână călătorind, în căutarea unei patrii mai bune. Dintre ei se distinge în mod deosebit Avram, părintele tuturor credincioșilor și părintele
unui popor ales special ca să fie un model pentru toate popoarele. Ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu și anume poporul Israel. Împreună cu ei intrăm mai întâi în țara Egiptului, care devine țara robiei, deși întâi a primit cu brațele deschise, apoi s-a transformat într-o închisoare pentru ei. Dar Dumnezeu i-a scos exact la timpul promis, la timpul prezis. S-a produs marea minune și împreună cu ei trăim minunea eliberării și pornim în călătoria aceasta exodului, traversăm Marea Roșie, cântăm împreună cu poporul imnul de laudă, imnul Mariei, imnul lui Moise. Călătorim cu poporul 40 de ani, o călătorie lungă, plină de învățăminte, este o călătorie școală în același timp, până la hotarele Canaanului. Acolo ne despărțim cu durere de conducătorul lor omenesc, de Moise, care trebuie să rămână în urmă, dar trecem împreună cu Iosua, Iordanul, și asistăm la acele victorii asigurate de Dumnezeu, și anume cucerirea țării Canaanului. Țara este cucerită, încep anii de pace și poporul acum s-a așezat în țara în care curge lapte și miere. Mai întâi intrăm în sălile de judecată ale judecătorilor, cu minusuri și plusuri, cu suișuri și coboreșuri, cu multe învățăminte. Dar în final asistăm la alegerea unanimă a poporului de a avea și ei un împărat ca toate popoarele păgâne, din păcate. Și Dumnezeu a acceptat lucrul acesta, deci aceasta însemna că pe el, de fapt, pe el îl refuză ca să domnească peste el. El era regele lor. Și începe, să zic așa, șirul regilor lui Israel. Cronicarii sunt cei care înregistrează cu multă exactitate și cu multă loialitate evenimentele. Și anume cronicarii, cartea cronicilor, cartea împăraților, care nu este altceva decât cronica scrisă de acești cronicari inspirați, care rețin lecțiile importante ale istoriei. Interesant că nu laudă victoriile peste măsură, ci totdeauna arată că Dumnezeu este de fapt cel care l-a dăruit biruința și de asemenea arată că chiar atunci când există înfrângeri și căderi, există întotdeauna posibilitatea întoarcerii la Dumnezeu. Și în final ajungem la o carte semnificativă, cartea lui Iov, Valea Plângerii. Experiența durerii care răspunde la întrebările, să zicem așa, foarte justificate. De ce există suferință când universul este guvernat de un Dumnezeu al dreptății și al iubirii? Dar cartea aceasta răspunde cu prisosință, nu intrăm în aceste amănunte și abia acum, după Valea Plângerii lui Iov, care se termină cu un happy end, intrăm, de fapt, în sălile de muzică ale psalmiștilor. Nu este un singur psalmist, ci sunt mai mulți. David este unul dintre ei, dar a fost și Asaf, și Moise a scris un psalm, și câți alții fiii lui Core, de pildă. Așadar, am ajuns în sala de muzică, sala de audiție a psalmilor și ne așezăm comod să ascultăm psalmii. Nu putem să nu remarcăm faptul că psalmii, cu toate că ceea ce facem acum este o interpretare, dar psalmul și poezia, în esență, trebuie să aibă un conținut. Dacă psalmii ar fi fost la începutul Sfintei Scripturi, e posibil să fi fost, știți, ca și cum ai pune căruța înaintea boilor. Era nevoie de o acumulare a poveștii scrise de Dumnezeu împreună cu omul, cu umanitatea, așa încât frământările acelea să aibă un corespondent în realitate. Pentru că nu e așa, de la viziunea cu privire la natura omului, cu privire la începuturi, cu privire la chiar psalm, ideea mesianică, cu privire la răscumpărarea omului, până la urmă toate aceste teme centrale în istoria lui Dumnezeu și istoria omului se regăsesc în cartea psalmilor.
Da, am spus de la început, psalmii nu sunt scriși la comandă sau nu este rezultatul lucrărilor și gândirii unui poet care s-a așezat comod într-un fotoliu și a început să scrie ceva. Nu, ci ei s-au născut pe câmpul de luptă și aceasta le dă acea valoare aparte, autenticitate aparte, dar ele au fost în același timp inspirate de Dumnezeu, aceste cântări, aceste imnuri. Îndeosebind secolul al XX-lea, s-a făcut remarcată o interpretare a Sfintei Scripturi ca fiind o carte de literatură, ca oricare alte cărți în care vorbim despre anumite teme, despre anumite idei, se fac analogii cu alte scrieri similare. De la bun început, o spunem, așa cum de altfel și dumneavoastră ați amintit în emisiunea anterioară, nu este nicio carte ezoterică, nu este o carte în care abundă misticismul, ci dimpotrivă vorbim despre o carte de inspirație profetică. Nu este nici măcar o scriere pur literară. Da, este folosit acest instrument, pentru că aminteați dumneavoastră că atunci când vorbim de sentimente și trebuie să o recunoaștem până la urmă, că aminteați că sunt, mă rog, cumva dau tonul poeziei sau cântării de mai târziu. Dacă am spune că poezia exprimă sentimentul uman, nu am greșit, dar o spune pentru că avem un model. Probabil dacă n-am fi avut cartea psalmilor care să interpreteze și să formuleze atât de frumos sentimentul uman și ar fi fost o altă formă, probabil că am fi adoptat-o pe aceea. Ce vreau să spun este că reprezintă o formă de căpătâi în ceea ce privește exprimarea sentimentului uman. Și când vorbim despre aceste forme de căpătâi, există o terminologie în spațiul literar și anume o ars poetică, adică acea formulă de scriere care dă tonul unei tendințe literare sau care exprimă niște idei centrale. Ajutați-ne să înțelegem, există vreun psalm sau poate chiar psalmul de debut care să dea oarecum o direcție, să înțelegem bun, cam asta reprezintă psalmii? Deci, ca să răspund la problema ridicată de dumneavoastră, sigur, psalmii sunt literatură de necontestat, dar nu este artă pentru artă. Nu este doar produsul talentului uman, ci toate aceste elemente, aceste calități ale omului sunt subordonate revelației. Deci, în primul rând, este revelație exprimată prin talentul omului, sigur, și capacitățile sale se recunosc în psalmii aceștia, dar toate acestea nu sunt preponderente, ci sunt doar instrumente, sunt subordonate revelației. Și anume, psalmul face parte din toată Biblia, iar Biblia urmărește nu neapărat frumosul, nici adevărul științific nu este, să zic așa, deși conține tot adevărul, dar nu aceasta este urmărit, ci este problema binelui, este urmărită. Binele care este suveran. Deci, între cele trei valori, binele, frumosul și adevărul, ea pune în mod deosebit accentul pe problema binelui moral. Psalmul 1 este o dovadă. Deci avem un psalm de debut. Da. Chiar se spune că doar inspirația putea găsi un asemenea psalm pentru început. Este poarta de intrare în această carte a psalmilor. Psalmul 1 este un fel de epitom. El concentrează în sine ideile fundamentale ale tuturor psalmilor și am putea spune chiar a întregii Biblii. Domnule pastor, da. Mă scuzați că vă întrerup. Aveți Sfânta Scriptură aici cu dumneavoastră, pentru că nu este un psalm foarte lung. Am rugămintea dacă se poate să-l și citim. Este posibil ca printre cei care ne vizionează sau ne audiază să fie o primă audiție acestui psalm, așa încât să favorizăm, da, ceea ce vom aplica, analiza pe care o vom aplica. Vă rog să ni-l citiți. Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși,
nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Acesta este tot psalmul. Mulțumim frumos! Aș vrea să vă întreb ce tip de analiză propuneți pentru acest psalm. Este vorba despre o analiză textuală, literară, sau mergem în direcția ideilor, a tematicii? Nu aș dori neapărat o analiză literară, ci o analiză a ideilor. Pentru că, de fapt, poezia ebraică este, să zicem așa, este grefată, este construită. Un duel al ideilor. Exact, exact. O armonie a ideilor, da. O armonie. Uneori armonie, alteori chiar și un duel. Da, sigur. Este pregnant lucrul acesta, probabil dumneavoastră ne veți vorbi despre antiteze, chiar și structura chiastică, când mereu se pune în balanță un aspect pentru a se ajunge în mod central la o rezolvare. Da. Cum este construit Psalmul 1? Psalmul 1 este construit pe antiteză, în primul rând. O să găsim trei antiteze separate, care toate, de fapt, se armonizează între ele. Apoi există metafore interesante care sunt folosite. Și în final, să spunem așa, mereu se trage câte o concluzie în final, pentru ca să se rețină învățătura. Da, Psalmul 1 începe cu ceea ce lipsește omului, ceea ce doar Dumnezeu poate oferi, și anume cu fericirea. Este o rețetă a fericirii. Doar în paranteză vreau să spun că a fost primul psalm pe care eu l-am învățat de copil și l-am reținut și m-a ajutat foarte mult în multe circumstanțe ale vieții. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Vă rog, observați că Biblia, în primul rând, avertizează în legătură cu pericolele care există. Tendințele noastre sunt acele de a apela la sfaturi care, să zic așa, au o altă sursă de inspirație sau au alte scopuri și alte tendințe. Deci, primul lucru spune, nu te duce. Foarte interesante sunt verbele în așezarea lor. Nu te duce, nu te opri și nu te așeza. Este exact ordinea în care are loc căderea omului adeseori. Și anume, întâi se duce, apoi se oprește unde n-ar trebui să se oprească și apoi se așează. Și după aceea urmează și prăbușirea. Chiar primii noștri părinți, Eva, de pildă, dacă urmărim în Cartea Genezei, a urmat, din păcate, pe drumul acesta. S-a dus acolo unde nu trebuia să meargă și a ascultat de sfatul celui rău. Apoi s-a oprit în dialogul ei cu șarpele și acolo a avut loc și căderea lor. Ceea ce subliniază psalmul acesta, că pe drumul acesta al păcătoșilor, maximumul care ți se poate oferi este un scaun. Dacă ne gândim omenește, nu există o poziție mai înaltă decât cea pe care ți oferă un scaun, o poziție, fie ea socială, politică și așa mai departe, un rege, un împărat și așa mai departe tot. Dar cu aceasta se termină totul. Asta este maximumul pe care îl poate oferi drumul acesta al păcatului. Dar dacă nu există legătura cu Dumnezeu, atunci totul se va termina aici. Urmează, să zicem așa, partea antitetică. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Zi și noapte cugetă la legea Lui. Legea Domnului, de fapt, trasează un alt drum. Legea Domnului trasează și ea un drum, și anume drumul neprihănirii, drumul dreptății.
Ce înseamnă acest cugetă zi și noapte la legea lui? Nu înseamnă nici de cum o repetare din această mecanică a unor părți din Biblie, ci aprofundarea lor. Legile lui Dumnezeu, cele 10 porunci, au o profunzime extraordinară. Mă refer acum din nou la porunca întâia, exclusivismul dragostei. Partea negativă este să nu ai alți Dumnezei, dar partea pozitivă pe care o subînțelege este să-L iubești pe Dumnezeu cu toată puterea, cu tot sufletul și cu tot cugetul. Iată, un subiect de meditație zi și noapte poți medita la aceste lucruri. Nu merg mai departe, că ar trebui să luăm pe rând toate poruncile. Deci, observați un alt drum, care pornește de la să mergi pe drumul legii, nu al sfaturilor oamenilor și așa mai departe, cu intenția celor răi, ci să mergi pe un drum al legii. Și acolo unde există lege, acolo nu există nefericire, acolo există libertate, acolo ai pace, ai liniște și așa mai departe. Apoi, da. Ce ne puteți spune despre imaginea aceasta a omului care se identifică? Nu este o comparație, el este ca un pom, exact. Ci el este un pom. Se identifică, e o metaforă. Este o metaforă foarte interesantă și anume, spune așa psalmul, ci el este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Imaginea aceasta este reprezentativă și, într-adevăr, există similitudini între om și viața omului cu aceea a pomului. În ce privință? M-aș referi la ceva, și anume, frunzele reprezintă oarecum cuvintele. Florile reprezintă promisiunile, pentru că fiecare floare este, de fapt, o promisiune despre un rod care urmează să se formeze din. Dar rodul se formează și tot ceea ce este din interiorul acestui rod se formează în frunze. Frunzele sunt laboratorul unde se pregătește seva elaborată, care apoi dezvoltă roadele. Deci, și în final urmează roadele. Și tocmai aceasta spune psalmul, că frunzele lui nu se vestejesc. Deci nu sunt cuvinte doar aruncate, el este responsabil în ceea ce spune. Cuvintele acestea sunt, așa cum spune Biblia, un da și amin. Poți să te încrezi în aceste cuvinte. Florile nu sunt amintite aici, dar se subînțeleg, pentru că dacă este un pom roditor, așa. Dar ceea ce am omis să spun și trebuie să spunem, el este un pom sădit lângă un izvor de apă. Ceea ce arată că credinciosul înțelege că el nu a apărut la întâmplare. Nu este rodul evoluției, nu este rodul întâmplării și așa mai departe, ci este așezat de grădinar în locul cel mai bun, și anume lângă izvor. Și în felul acesta el nu depinde de meteorologie, de starea vremii. Pentru că chiar dacă ar fi secetă, el are de unde să se adapte. Și tocmai acesta este credinciosul. Credincios în orice circunstanță a vieții sale, el este lângă izvor și izvorul este însuși Dumnezeu. Și de acolo se adapă, de acolo și-a puterea, de acolo și-a seva și de acolo urmează și succesul. De aceea el duce lucrurile până la capăt, le finalizează, cu alte cuvinte. Un alt aspect interesant este gradul de apropiere ce poate fi remarcat încă din primul verset. Ferice de omul, omul ca reprezentant, da, metonimic al unei categorii, omul bun, omul apropiat de Dumnezeu, aproape de Dumnezeu, omul, Dumnezeu cunoaște calea omului bun. În schimb, nu avem în opoziție omul rău, ci îi avem pe cei răi. Cum vă explicați, spre exemplu, ei sunt asemănați cu pleava, vorbește tot răi, dar omul, adică apropierea aceasta și elementul acesta personal, răi par o categorie generică. Omul vine mult mai aproape de și mult mai personală este abordarea. Da, e interesantă sublinirea dumneavoastră. De obicei, cel rău se asociază cu alții. Cel rău singur nu se simte bine. Singur se ofilește, singur își simte povara singurătății și așa mai departe. Întotdeauna are nevoie de
de prieteni, de cei care se gândească la fel, care se urmească aceste obiective, pe când credinciosul poate trăi și singur. Poate sta și singur un pom exact. Lângă un izvor sigur că sădit. Da. Și avem cazuri foarte interesante în privința aceasta în Sfânta Scriptură, da. Când oameni singuri, Ioan Botezătorul s-a format singur în pustia, da. Pustiul Iudeii. Deci, da, aceasta este o... Domnule altceva pastor, interesant. Vă rog, dacă se poate, vă vine să crede sau nu, timpul ediției de astăzi a zburat, dacă se poate să ne prezentați o concluzie vis-a-vis de esența pe care ați vrea să ne transmiteți a psalmului. Mai este, mai există o antiteză, așa nume, între bobul de grâu și pleavă. Așa. Absolut, au ambele aceleași condiții, același pământ, aceeași ploaie, același soare, trăiesc din aceeași rădăcină, pe aceeași tulpină și totuși devine bob de grâu, celălalt pleavă. În timp ce unul strânge în interior bobul, valorile, celălalt nu strânge în interior, ci lucrează doar la suprafață. Pleava este la suprafață, acolo se simte bine. Este tot auria, aceeași culoare ca și bobul de grâu, dar nu are conținut. Și atunci când se face secerișul, tocmai după aceea urmează separarea pentru totdeauna. Pleava este luată de vânt, pe când bobul de grâu rămâne. Este cel care a strâns în interiorul său valorile morale, valorile autentice. Domnule pastor, vă mulțumim că ne-ați ajutat să înțelegem bogăția simbolică a acestui psalm. Așa cum aminteați, este o rețetă a fericirii acest psalm și este chiar un epitom pentru ceilalți psalmi, nu-i așa? Da, pentru că chiar Domnul Hristos mai târziu rea această temă și vorbește despre cele două căi. Calea îngustă și calea cea largă. Calea omului care este aproape de Dumnezeu și calea largă, am putea înțelege de aici din psalmul 1, calea celor răi. Mulțumim pentru prezența în emisiune, vă dorim multă putere, sănătate și înțelepciune pentru studiul mai departe al Sfintei Scripturi. Mulțumim, domnule pastor Emilian Niculescu. Cu drag. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Astăzi ne-am aplicat mai mult înspre studiul Psalmului 1. Am descoperit frumusețea simbolică și modul în care înțelegem că psalmii revelează nu doar trăiri, sentimente umane, ci și revelează voia lui Dumnezeu prin inspirația asupra celor care au redactat psalmii aceștia. Vă dorim multă, multă înțelepciune în parcurgerea Sfintelor Scripturi. Până data următoare, numai bine!